Inima. Deci în engleză apare inima. Ce apare în greacă acolo? Inima. Esențial ce apare. Bun, și apare atunci... Apare șuche, apare... nu poate fi carne, inima de carne. Apare omul ca întreg. Poți să așa. Hai să citim textul. Spune-l pe din afară. Judecă simțirile și gândurile inimii. Ca și cum inima despre care vorbim noi ar avea simțiri și gânduri proprii. Deci, asta ne poate induce în eroare că le are când de fapt le primește. Sunt mai multe versete în Scriptură în care spune că inima primește. Primul verset care cred că îl ținem noi ușor minte este că diavolul și el a pus în inima lui Iuda gândul să îl vândă. Înseamnă că inima a primit gândul făcut gata. Și inima trebuia să decidă. Inima reprezintă voința, adică forul decizional. Eu decid, adică aleg dintre variante. Dar voința este un produs. Voința este factorul decizional. Este o rațiune care alege între două. A cui rațiune aia? Ea sufletului, a Duhului. Sau inima are o rațiune care poate lua informațiile primite și gândurile procesate și să tragă concluzii. Voința va lua decizie în funcție de cine dintre cele trei mai proeminent. Duhul, sufletul sau carnea. Dacă mai tare în momentul acela este carnea, atunci ar fi situația în care spune Pavel. Vreau să fac binele și rău stă lipit de mine. Și pentru că e carnea mai tare, ea nu poate să ia voința. Deci inima omului nu poate să decide pentru că este subjugată de carne. Dacă omul este sufletesc, atunci gândurile vin la fel în inima lui, el trebuie să decidă și alegerea o face în funcție de suflet pentru că sufletul este atunci mai tare. Dacă omul este luminat de Duhul lui Dumnezeu, atunci cuvântul viu și revelația este așa de viu că desparte sufletul și Duhul, simțirile și gândurile care vin în inimă. Și ne desparte și poți să iei decizii corecte. Deci